FC Botoșani a pierdut primul meci din anul 2022 în Bănie, acolo unde s-a duelat cu FC Universitatea Craiova 1948. Rezultatul surprinzător de 3-2 pentru gazde a venit pe fondul unor greșeli individuale comise în mod special de către proaspăt transferatul fost capitan al celor de la Universitatea Cluj, Victor Dican, care a gafat la două dintre cele trei goluri ale oltenilor. Degeaba a căutat FC Botoșani să mai egaleze și a treia oară pe tabela de marcaj, deoarece apărarea bine consolidată a lui Nicolo Napoli a făcut față cu succes asalturilor moldove. Poate că rezultatul de la final cumva arată și raportul ocaziilor care au fost la cele două porți. Întrebat dacă există o surpriză în acest rezultat, dată fiind diferența din clasament dintre cele două echipe, Mihai Ciobanu a avut un răspuns obiectiv, care reflectă cu precizie calitatea fotbalului românesc. Nu este nicio surpriză în campionatul nostru, cum echipa după ultimul loc poate învinge echipa după locul întâi. De asta e fotbal, de asta ne prezentăm la meciuri, că dacă am ști rezultatul dinainte, s-ar retrage ultimele echipe. Obiectivul rămâne același pentru FC Botoșani, clasarea în play-off la finalul sezonului regular și apoi. Băieții noștri din vestiar sunt conectați la obiectivul pe care îl are clubul și obiectivul clubului a echipei noastre este accederea în play-off. Dacă în play-off vom avea să ajungem acolo întâi, că încă mai sunt meciuri de disputat și nimic nu se câștigă dinainte. Dacă ajungi în play-off, vom avea o evoluție foarte bună cu ceea ce ne dorim, poate vom lua și locul 3. În etapa următoare, FC Botoșani va primi pe Municipal vizita celor de la Academica Clinceni. Meciul este programat pentru luni, 14 februarie, cu începere de la ora 17.